Slăvit să fie Dumnezeu, care și în această dimineață, așa cum era cântarea corului, a lăsat Duhul lui cel Sfânt peste noi ca să ne bucurăm. Să ne bucurăm în cântare, să putem să îi aducem problemele noastre, durerile noastre și îi mulțumim că până aici a fost cu noi. Toată slava și toată cinstea și toată gloria să fie a Lui. Prin El suntem aici și îi mulțumim. În această dimineață, așa cum s-a citit, am avut un text din 1 Împărați, capitolul 11, un text în care Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Solomon. Solomon este un om, un împărat, despre care, cu siguranță, fiecare care este aici a auzit. A auzit copiii la școala duminicală, părinții le-au povestit acasă. Solomon este omul despre care au auzit adolescenții și tinerii și citim așa de mult cărțile pe care el a scris, Proverbe, Eclesiastru, Cântarea Cântărilor, Psalmii și doi psalmi pe care i-a scris. Solomon este omul despre care știu bătrânii, tinerii, oamenii în floarea vârstei și este un om care ne uităm de multe ori la el și citim, așa cum am spus, aceste cărți și de multe ori ne îmbărbătează. Însă în această dimineață am ales un text în care despre Solomon se descriu și se arată câteva lucruri mai negative din viața lui și aș vrea să privim și spre aceste lucruri. E bine să privim în Biblie spre oamenii care au avut lucruri bune și să privim spre lucrurile bune din viața lui Solomon și să învățăm, însă este bine să privim și spre lucrurile negative și să învățăm să nu le facem. Solomon a fost un om deosebit, un om înțelept, care a făcut deosebit pentru Dumnezeu. Deosebit de multe lucruri pentru Dumnezeu, însă au venit momente în viața lui în care acest om cade. Și am ales acest text să vorbesc în această dimineață și chiar i-am pus un titlu. Un titlu care poate pentru unii înseamnă prea mult sau poate prea îndrăsneț să spui așa ceva despre Solomon. Însă am citit acest capitol și capitolul acesta vorbește despre viața lui Solomon, că a avut în viața lui și astfel de lucruri. Am numit acest mesaj și le-am spus împărat și rob. Împărat și rob. Așa am descris viața lui Solomon. Au fost momente în viața lui, dar e adevărat și ne gândim și ne îndorim, pe paginile Sfintelor Scripturi nu vorbește despre Solomon, că s-a întors, credem și dorim că Solomon pe ultima sută s-a întors, însă capitolul acesta vorbește că atunci când a fost în vârstă Solomon, s-a îndepărtat de Dumnezeu, pentru că în viața lui au fost poate lucruri mici. Și poate spuneți textul ăsta nu-i pentru noi, însă aș vrea să privim fiecare spre viața lui. Și dacă cumva în viața noastră sunt lucruri mici care pun despărțire între noi și Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu. Am ales să pun acest titlu împărat și rob pentru că versetul 2, partea 2 a acestui verset, spune așa despre Solomon. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Poate că în viața lui Solomon a avut lucrurile în control, însă au venit momente în viața lui în care n-a mai putut să ține lucrurile în control și lucrurile acestea l-au tras. Cuvântul în dicționar, a fi târât, înseamnă a fi tras împotriva voinței tale de cineva care este mai tare ca tine sau care poate te are legat. Au fost momente în viața lui Solomon care a fost legat de anumite lucruri și Sfânta Scriptură ne redă de ce a fost el legat. Și lucrurile acestea l-au tras așa de tare încât versetul 5 ne descrie așa și spune așa. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor și după Milcom, urciunea amoniților și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urciunea Moabului și pentru Malcom, urciunea fiilor lui Armon. A fost moment în viața lui Solomon care s-a dedicat pentru lucrarea lui Dumnezeu și 7 ani în totalitate se dedică trup, suflet și zidește acest templu, se dedică pentru el, zidește, face vase de aur, sfeșnice, se roagă și prezența și puterea lui Dumnezeu se coboară peste templu și umple Dumnezeu templu de puterea lui. Însă am citit aceste versete și spune că la un moment dat, cumva Solomon, nu știu, poate plictisit, poate tras de păcat,
începe să zidească alte altare. Și pe aceste altare nu se mai aduc jertfe pentru Domnul. La inaugurarea templului spune că s-au adus jertfe care nici măcar n-au fost putut numărate. Oi, boi. Însă pe aceste altare care le zidește spre sfârșitul vieții nu se mai aduc oi și boi pentru Domnul, ci pe aceste temple, dacă studiem, peste aceste altare se aduceau copii ca și jertfă în cinstea acestor zei, ca să primească fertilitate, să poată să nască copii. Într-o așa decădere ajunge Solomon, încât ajunge să se închine acestor zei. Și aș vrea să privim și poate mesajul, poate e prea dur, zici, dar poate noi în biserică nu avem pe nimeni. Eu nu știu și nu cunosc pe nimeni. Fiecare părem și suntem poate așa de pocăiți, însă poate că în inima noastră sunt lucruri atât de mici. Sunt tânăr, dar să știți că am văzut în viața mea oameni care păreau atât de credincioși în ochii mei, însă la un moment dat din viața lor au căzut pentru că în viața lor au fost robii. Am auzit de atâtea ori aici în această biserică, spunând de la învon, am fost așa de mulți și poate că dacă am fi toți azi aici, n-ar fi loc. Sunt atâtea locuri goale pe aceste bănci. E adevărat, unii poate s-au dus la englez, însă sunt mulți oameni care datorită robiei și a păcatului care a fost în viața lor, la un moment dat au cedat și astăzi sunt în lume. Și aș vrea să privim înspre aceste lucruri și să... Aș vrea să mai dau încă un exemplu. În Cartea Faptele Apostolilor ne spune că apostolii au plecat și au propovăduit cuvântul. Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetul 13. Și apostolii au propovăduit cuvântul și mulți oameni s-au întors și au auzit cuvântul și printre ei, cuvântul ne vorbește în versetul 13 despre un anumit om, Simon, care era un vrăjitor și care punea pe mulți oameni în uimire. Și spune că omul acesta, auzind cuvântul, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Omul acesta alege chiar să încheie un legământ în apa botezului și să fie uimit de puterea cuvântului Dumnezeu, însă dacă citim doar câteva versete mai încolo. Versetul 19 spune, 18, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piardă împreună cu tine. Vedem că omul acesta a încheiat un legământ în apa botezului, însă a avut în inima lui și în viața lui o robie. Și robia lui era banul. Eu nu știu care este robia noastră sau păcatul în care suntem slabi. Fiecare poate este slab într-un anumit punct. Și dacă în viața ta ai lucruri în care sunt o slăbiciune, roagă-L pe Dumnezeu ca să te libereze și te scape de ele, pentru că ele te vor duce unde n-ai visat. Solomon, eu cred că el a crezut că va putea să ducă lucrurile, însă la un moment dat lucrurile acestea l-au târât atât de puternic, încât cade atât de grav. Eu nu știu, poate pentru unii sunt imaginile, poate pentru unii sunt o gură de băutură, poate pentru unii sunt fotbalul. Eu nu știu care este problema ta, dar aș vrea să spun în această zi, să aduci înaintea lui Dumnezeu problemele tale, pentru că altfel va veni momente în viața ta în care te vor duce așa de departe, îți vor distruge familia, te vor distruge și vei ajunge așa de jos, cum nici nu te-ai gândit. Aș vrea să merg mai departe și, așa cum am spus, Solomon a pornit așa de frumos și aș vrea să spun că nu este important atât așa de mult cum pornești sau este important cum pornești în viața ta, dar mai important decât cum pornești în viața ta este de cum sfârșești. Solomon, am spus că a fost un om care a învățat așa de mult și a scris așa de mult și în Eclesiastul capitolul 7, el ne spune lucrul acesta. Eclesiastul capitolul 7 cu versetul 8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Mai bun este un lucru, e bine că am pornit pe calea lui Dumnezeu și e foarte bine că suntem în casa lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul lui. Dar aș vrea să învățăm din viața lui Solomon, că Solomon a început atât de bine.
atât de bine și cu atâta credincioșie, cu atâta dragoste. S-a rugat, l-a căutat pe Dumnezeu. Spune într-un moment dat în Sfânta Scriptură că Solomon iubea pe Domnul. Însă au venit momente în viața lui în care el s-a depărtat. A avut așa un început frumos. Și dacă ne uităm, am citit din Unu Împărați, cartea Unu Împărați, Doi Împărați, Unu Cronici, Doi Cronici. Ne vorbește de o sumedenie de împărați care au început, au domnit peste Israel și Iuda și au început așa de frumos. Solomon a început frumos, Saul a început deosebit de frumos, plin de râvnă, cu putere pentru Dumnezeu. Omoară pe cei care se închinau și cei care ghiceau, însă sfârșitul vieții îl găsim căutând pe cineva care cheamă duhurile și se întrebe pentru că Dumnezeu nu-i se mai descoperea și nu-i mai vorbea. Ioas a avut un început deosebit de frumos. De la vârsta de 7 ani ajunge ca și împărat sub îndrumarea lui Jehoiada, ajunge un om deosebit, drege templu, lucrează, ceartă la un moment dat preoții pentru că n-au lucrat cu atâta râvnă, atâta râvnă avea în inimă. Însă ajunge un moment în viața lui în care acest om omoară pe fiul preotului Jehoiada pentru că acesta îl mustră că se depărtează de Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm din viața lui Solomon că nu e important doar începutul, ci este important cum sfârșim lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, dacă poate începutul tău a fost unul fulminant, unul bun, plin de râvnă, dar azi ești așa mai moale și spui de multe ori și de atâtea ori aud, frați, și cu durere spun asta, pe vremea noastră Dumnezeu a lucrat așa de bine, dar azi și Dumnezeu e același. Dumnezeu să ne binecuvinteze că să fim atenți nu doar la începutul nostru, ci la sfârșitul nostru. Un alt lucru despre care am putea să-l învățăm în viața lui Solomon și să fim atenți la lucrul acesta. Satana este așa de șiret și nu e important că ești tânăr sau bătrân. Ai grijă chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești bătrân, că poți să cazi și dacă ești tânăr și dacă ești bătrân. Solomon a căzut la bătrânețe. La bătrânețe ne spune cuvântul că Solomon a căzut, nu când a fost tânăr. Satana este așa de șiret și să știți că niciodată Satana nu va zice, măi, ăsta e în vârstă, are 30-40 de ani, l-am tot ispitit toată viața și nu a căzut. Acum, dacă a îmbătrânit, e mai greu, ar trebui să las mai moale, că poate nu mai duce așa mult, ar trebui să las mai moale. Să știți că Satana niciodată nu va zice așa. Niciodată Satana nu va zice, măi, ăsta e mai tânăr, e mai crud, o să las mai moale, că poate o să pice mai ușor. Satana este vrăjmașul sufletului nostru. Și cu orice preț, Satana va căuta ca să te distrugă, să te dărâme, să te doboare. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, învățăm aceasta chiar și din viața Domnului Iisus. Satana a avut curajul când Domnul Iisus a fost pe acest pământ. Era fiul de Dumnezeu, însă a avut curajul să meargă și să le ispitească. Nu o zi, nu două, ci 40 de zile, cuvântul în Luca ne spune că 40 de zile Satana l-a ispitit. În Luca 4, cred că versetul 13 spune că la urmă, după ce Iisus l-a mustrat, spune că Satan a plecat de la el pentru totdeauna. Nu. Satan a plecat până la o vreme. Deci înțelegem că Satana a mai venit pe parcursul vieții la Iisus ca să-l ispitească. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta că nu e important doar cum ai început, nu e important cum ai luptat cândva, ci este important acum, fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, să veghezi. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Un alt lucru care îl învățăm din viața lui Solomon și poate am amintit câta de lucrul acesta, nu contează cât ai făcut cândva pentru Dumnezeu, ci ceea ce faci acum, sau este important ce ai făcut cândva, dar mai important este ceea ce faci acum. Cândva poate ai făcut ceva, ai fost plin de râvnă, dar dacă azi ești gol și în vasul tău nu mai este nimic, la ce folosește? La ce i-a folosit lui Solomon? Credem și doresc ca Solomon și cred că Solomon la un moment dat s-a întors pe sfârșitul vieții, dar sunt atâția care nu s-au mai întors pe sfârșitul vieții. La ce folos dacă au zidit poate biserici, case, prin ei oameni s-au întors, au fost slujitori, predicatori, prezbiteri, oameni care au predicat, dar azi sunt căzuți. Oameni care s-au întors, am avut la biserică o femeie care a fost dintr-o familie de creștini și dar n-a încheiat un legământ cu Dumnezeu, dar venea din când în când la biserică și chiar vorbea oamenilor, colegilor despre Dumnezeu și prin ei
Prin ea s-a întors cineva și atunci când l-am întrebat, prin cine te-ai întors tu la Dumnezeu, mi-a spus, prin femeia aceea. Și am stat și m-am gândit, dar femeia aceea n-are încheiat un legământ cu Dumnezeu și de atâtea ori am auzit-o spunând, cândva o să fac și eu acest legământ. Dar ea n-are un legământ cu Dumnezeu. Nu e important ce ai făcut, ci este important ce faci azi. Nu e important să știți că lucrurile în viață nu se balancează. Lumea de multe ori privește așa și gândește că în viață dacă ai făcut lucrurile bune, Dumnezeu are așa un cântar și le pune așa în cântar și dacă ai făcut mai multe lucruri bune, chiar dacă la sfârșit ai mai făcut rele, cumva cântarul o să tragă în partea asta și așa în rai o să fim toți cu Dumnezeu. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu nu ne vorbește așa. Apostolul Pavel spunea, mă lupt aspru cu trupul meu ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, la sfârșit să mă trezesc că eu sunt departe de Dumnezeu. Un alt lucru care aș vrea să-l învățăm în această zi și să fim atenți este să nu fim oamenii, am numit așa, poate pare ciudat, un om tip schel. Aici în biserică sunt foarte mulți frați și am să mă explic. Sunt foarte mulți frați care lucrează în construcție. Mulți construiesc casă și schela este foarte bună ca să construiești o casă, sapi adânc, torni placa. Și după ce torni placa, roată-roată se pune schela, se ridică zidurile, se zugrăvește, se gletuiește și schela este dată la o parte. Poate mai faci o casă, două, dar schela o dai la o parte. La noi, acasă unde stau cu socrii, împreună cu părinții, într-un colț în grădină avem un morman de fiere, aranjate, ruginite, au folosit cândva la construcția casei, dar azi sunt ruginite și nu au valoare. Nu știu dacă cineva știe de aici cât e prețul la un kilogram de fier vechi. E puțin, câțiva cenți. Însă, să știți, în viața noastră, așa cum am spus, sunt mulți oameni care au construit. Însă, la un moment dat, au căzut. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să nu fim doar o schelă. Da, noi am fost chemați ca și credincioși să fim lumine și sare. Și prin noi, oamenii să se întoarcă la mântuire. Însă despre sare, cuvântul ne spune, dacă sarea își pierde gustul, va fi dată la o parte și călcată în picioare. În Matei, capitolul 7, cu versetul 22, Domnul Iisus ne spune un lucru care poate pare șocant. Matei 7, de la versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Eu n-aș vrea ca nici care din această dimineață Dumnezeu să spună, Tu ai fost doar o schelă, prin Tine oamenii s-au întors la Mine, dar Tu ești lepădat. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că este important ca să construiești. Este important ca oamenii să vină prin tine. Dar mai important decât începutul, mai important decât vegherea, decât toate lucrurile acestea, este și ce ai făcut cândva și câți oameni s-au întors prin tine, este ceea ce faci și cum ești azi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta.